Ziua Mondială a Teatrului a fost marcată la Drobeta Turnu Severin printr-un spectacol pus în scenă de compania teatrală Atmosfera. Rostul dragostei, să-l știu, am umblat și am întrebat 7 babe dintr-un sat și un duhovnic de rădac. Dar în locul rostului, rostului iubitului, prinsei boala dorului, patima oftatului. E Ziua Mondială a Teatrului și atunci noi, compania teatrală Atmosfera, am ales un recital de versuri populare, care este foarte frumos, de Constantin Fugașin și am ales Caragiale, bineînțeles, pentru că e anul Caragiale. Sala Casei Tineretului, unde a fost pus în scenă spectacolul, a fost aproape goală. Numai câțiva spectatori și-au făcut apariția. Pentru mine, Ziua Mondială a Teatrului a însemnat întotdeauna o mare sărbătoare. Și astăzi, ca întotdeauna, pentru mine este. Mi-aș dori în continuare să fie. Înainte era cu totul altceva. În primul rând aveam o formație de teatru, de amatori în Severin, dar foarte activă. Aveam spectacole permanente. Spectacolul s-a încheiat cu un recital de muzică folk susținut de Severi Riza. Acoperăm inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine.